20 de comercianți din două piețe din oraș s-au adunat miercuri dimineața pentru a protesta împotriva hotărârii CNSP, care stipulează că piețele comerciale din țară vor activa doar în zilele de marți, joi și sâmbătă. Patentarea afirmă că nu înțeleg pe ce principii s-au bazat membrii comisiei și de ce au ales anume aceste zile pentru activitate. Ei afirmă că piețele și așa sunt goale, iar cumpărătorii abia dacă îi vizitează o dată pe zi. Ei susțin că hotărârea îi bagă în faliment, asta în timp ce statul îi obligă să achite taxe, impozite, polițe medicale și altele. La acțiunea de protest de la Căușin s-au alăturat și reprezentanții raionului Ștefan Vodă. La fața locului și-a făcut apariția și primarul Anatolii Donțu, care a primit un demers din partea comercianților cu 200 de semnături, ce urmează a fi înaintate către CNSP. Centrul de Sănătate Publică Căușin și Parlamentul Republicii Moldova. Primarul afirmă că unicul ajutor pe care îl poate oferi primăria la ziua de astăzi este scutirea taxei de piață și acele de amplasare pentru proprietarii piețelor care nu vor activa în regim normal în perioada stării de urgență. Vrem să fim auziți! Vrem să fim auziți! Vrem să fim auziți! Decizia Comisiei Naționale pentru Sănătate Publică de a permite piețelor comerciale de a activa doar 3 zile pe săptămână a scos miercuri comercianții de la Căușeni în stradă. Deținătorii de patentă din două piețe comerciale și-au exprimat nemulțumirea vis-a-vis de decizia CNSP de a le permite să activeze doar în zilele de marți, joi și sâmbătă, în celelalte 4 zile ale săptămânii să stea acasă. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, începând cu 17 februarie, a prelungit starea de urgență până pe 15 aprilie și a impus mai multe restricții. Cele mai dure restricții au fost aprobate spre indignarea și mirarea noastră, ceea ce este legată de pieți, piețele comerciale din Republica Moldova. Noi nu înțelegem, domnule primul ministru interimar, de ce 3 zile, care este logica? 3 zile funcționăm, nu este COVID în piață. 4 zile nu funcționăm, este COVID. Care e logica la aceste măsuri dure și stricte? Mă adresez Cabinetului de Ministri și funcționarilor de la Ministerul Economiei și a Finanțelor ca să iei în calcul faptul că acum, la moment, în Republica Moldova, în piețe, este un decalaj foarte mare între cerere și oferta piețelor. Avem un număr foarte redus de vizitatori, de cumpărători. Din cauza pandemiei s-a redus foarte drastic vânzările. Dar noi, în continuare, suntem obligați să achităm ca și înainte impozitele și încă nu cum le-am achitat anul curent, dar din contră le achităm majorat. Și mai fac o adresare către toți politicienii de stânga și dreapta, care în plină pandemie și-au făcut mendrele politice ieșind la mitinguri, la proteste. Păi să știți, domnilor guvernanți, că cuțitul deja a ajuns mai departe de os, așa că vom fi nevoiți să ieșim în fața domniilor voastre, acolo sus, la parlament, la guvern, cu furculițe, cu tigăi și cu cutare, pentru a striga că vrem și noi să supraviețuim. Ne-ați pus în țară ca pe niște oi și nu mai ne mulțeți pentru impozite. Rușine! Oamenii și-au exprimat nemulțumirea și față de punctul 10, în care stipulează că agenții economici care prestează servicii în spații închise să admită concomitent un număr limitat de clienți reieșind din normativul 1 la 4 metri pătrați. De ce în punctul 10 a acestei hotărâri se stabilește că agenții economici care activează nu în razele piețelor, în afara piețelor, au dreptul ca în continuare să activeze, reieșind din suprafața comercială un vizitator la 4 metri pătrați. Noi, domnule prim-ministru și membrii ai Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică, la fel putem să activăm cum am activat până acum.
respectând toate cerințele sanitare anti-COVID și la fel putem să respectăm și reieșind din faptul câți vizitatori intră în piață. Cu atât mai mult... La protestul comercianților din Căușeni s-au alăturat și reprezentanții patentarelor de raionul Ștefan Vodă. Bine, eu vreau să spun că la noi, la Ștefan Vodă, niciun titular de patent n-a avut COVID-19 în piață. Și vreau să vă zic că ieri, stând la poarta Peții, am numărat 60 de persoane care au intrat și au ieșit zilnic. Atunci ne punem întrebarea, cei care au luat această decizie, cumva au făcut un studiu minuțios prin toate piețele, în particular să vadă cu cine ciocnim și dacă corespundem cerințelor care ne impun. Vreau să zic că noi nu avem nevoie de 4, 3, 5 metri pătrați, cum se recomandă. Noi avem 12, 10, 15 metri pătrați, așa că eu consider că piețele trebuie să activeze bine, mersi, și la televiziunile care de dimineață până seara să vorbesc de alegeri anticipate, ar trebui să mai fie chemat și alte pături sociale ca să ne spunem păsul. Fiindcă noi an de an intrăm în alegeri, ieșim din alegeri, ne hrănesc cu promisiuni de dimineață până seara, dar problemele noastre rămân nesoluționate. De aceea eu vă mulțumesc mult și am dat curs de invitație dumneavoastră, am venit și eu de la lucru și plec la o altă comisie, că am înțeles că azi Ștefan Vodă să adune conducerea raionului și cred că aflându-ne în cod portocaliu, cred că noi o să dobândim ceva. Dar ne pare rău de colegii de la Căușeni, fiindcă ia uitați-vă ce oameni frumoși care au în spatele lor studenți, copii, servicii comunale, uitați-vă ce ger este afară. 4.000 de lei, chiar acum mi-a venit factura, eu nu știu de unde să iau. Avem studenți care în an am avut probleme cu internetul, ni se deconecta când am avut cu ce plăti. Nu uitați că noi achităm taxe în avans. Iată toate treburile astea, cei care au luat această decizie s-au consultat cu cineva, cel puțin. Și din nou întreb, atunci când vin alegerile, se roagă, se închină, promit sare și mare. Dar acum șterg picioare de noi, parcă suntem niște oameni de sortul 2 sau chiar 3 în ultima perioadă. Cele mai mari focare, vreau să zic, sunt în magazinele supermarketuri și în magazinele Aldi Liniela, chiar și în farmacii, acolo unde oamenii se îmbulzesc. Și atât noi, baronașilor ăștia, le permitem ca să-și facă mentrele și pe noi să ne scoată din circuit, adică nu mai au nevoie de noi. Dar suntem cetățeni și avem și noi familii și ar trebui să-și dea cineva seama când iau o decizie să se consulte cu poporul, fiindcă noi suntem suveranul care decidem ce trebuie să facem mai departe și ar trebui să vadă în ce condiții trăim. Republica Moldova a fost și va rămâne o criză profundă, fiindcă la cârmă nu stau oameni competenți, dar stau niște bandiți care le este convenabil să ne scoată pe noi din acest circuit. Noi nu vrem să plecăm din țară, dar vrem să rămânem acasă și fiind de folos acestui pământ. Vânzătorii din Căușeni roagă organele de resort să le permită să activeze și în celelalte zile pentru a-și putea întreține familiile. Sunt de acord deloc, în orice caz avem și noi copii la universitate, plătim și noi impozite, plătim tot cum trebuie. Avem nevoie să ne dăi voie să lucrăm cum lucrează și magazinele și tot. Adică noi plătim tot cum trebuie, avem copii și bolnavi. Și în orice caz suntem foarte indignați și nu-i frumos ce-a făcut. Adică hala lucrează, fructele lucrează, dar noi și nu suntem oameni. Acolo nu-i COVID, aici este COVID. De ce în piață, de exemplu, cu pandemia dată, se scoate că riscul este mai mare, dar să luăm că în rutiere și troleibuze, ca un exemplu, acolo riscul este cel mai mic. Spuneți, vă rog, care este sensul? Eu nu pot să înțeleg doar aceasta. Sunt foarte indignată de situația creată, fiindcă, într-adevăr, ne lasă fără sursă. Dar, făcând legea cum am făcut-o, nu cred că este mai bine, fiindcă în zilele care sunt de lucru, 3 zile, cred că o să fie mai aglomerat în piață decât toată săptămâna, când vin câte 2-3 oameni la piață și avem, cred că, un om în oră, vizitator și cumpărător. Patentarea a înaintat un demers cu semnături la primărie, solicitând transmiterea mai departe acestora organelor competente. Noi ieri am făcut un demers către primarul orașului Căușeni, domnul Anatolie Donțu, știind că noi nu
nu este de competența dumnealui, că această hotărâre este aprobată de această Comisie Națională Extraordinară de Sănătate Publică, dar oricum el este alesul poporului, a orășelului Căușeni, și noi solicităm, în baza acestui demers, ca dumnealui să ne susțină pentru a sesiza autoritățile centrale despre problema noastră. Primarul Anatolii Donțu, venit la fața locului, afirmă că autoritățile locale nu au putere asupra acestei hotărâri. Ceea ce poate primăria astăzi este să retrimită demersul la organele competente și să propună Consiliului Orășănesc scutirea taxei de piață și celei de amplasare pentru perioada stării de urgență pentru proprietarii piețelor. Primăria și primarul nu are posibilitatea de a vă ajuta cu prelungirea activității care au fost puse restricții din ziua de azi, dar în convorbit cu ei, eu ne-am asumat un angajament ca noi, cererea care a fost scrisă de către lucrătorii pieților, de dumneavoastră, beneficiarii pieții, ca să ne ducem mai departe la medicină preventivă din raionul Căușeni, inclusiv și la Comisia Centrală a Medicinii Preventive excepțională, cu solicitarea de, nu știu, corect a fost scris în cererea că nu poate cineva să activeze în totalmente, dar cineva la jumătate de săptămână, că chiar cum achitați și taxele și polița, cum dumneavoastră a spus, colegovați, nu integral, dar toată o achitați polița pe an și faceți cheltuieri, dar nimeni nu restituie cheltuielile dumneavoastră. Unica cu și poate primărie să ajute doar din agentul pieții, că noi am scutit anul trecut când a fost carantina de plata pe piață, asta e maximul posibil ce putem noi. Taxa de amplasare, ce în perioada de carantină e maximul posibil ce putem noi să vă scutim, dar cred că scrisoarea e de acum se face, stăpează și astăzi în regim de urgență va fi transmisă la toate instituțiile de resort. Sperăm că vom avea izbândă, dar cu păreri de rău nu depinde totul de noi. Dar, cum a spus și doamna Eleonora, noi trebuie să ne strângem în comun, în echipă și să mergem mai departe, să ne oprim la această etapă. Comercianții din Căușeni afirmă că dacă solicitarea de a redeschide piața nu va fi auzită, vor recurge la proteste masive.